Un alt aspect pe care doresc să-l semnalez este că Procuratura Generală urma să elibereze copii după actele în baza cărora compania Global a obținut 23% de acțiuni pentru ca victimele să atace în instanța de judecată acest furt. La fel ca și în cazul CNPF, Procuratura nu a manifestat deschidere necesară și aceste motive, pentru mine cel puțin, sunt neclare. Și aici încă un aspect. Faptul că unul din avocații atacatorilor se plimba pe ruta Kiev-Chișinău, fără ca cineva să-l fi audiat măcar, este de asemenea cel puțin suspect. Această persoană și-a pus semnătura pe acte false, în baza cărora s-a efectuat frauda. În acest timp, Procuratura așteaptă ca reprezentanți ai instituțiilor statului implicate în gestionarea acestui caz să meargă la audieri și să le facă treaba, să le pună pe tavă probe și poate să le aducă vinovații de mânuță. Un alt semn de întrebare este legat de celelalte cazuri de preluare frauduloasă a unor acțiuni, care parcă sunt ignorate intenționat de Procuratura Generală. Invocarea motivului că ceilalți păgubiți nu s-au adresat oficial este unul neserios și neadevărat. Aceste solicitări au fost făcute. Dar chiar dacă acceptăm această ipoteză lansată de cei de la Procuratura Generală, această ipoteză nu are nicio relevanță, deoarece conform legislației în vigoare a Republicii Moldova, în asemenea situații, Procuratura este obligată să se autosesizeze și să administreze acest caz, prezintă probele necesare și veghem asupra faptului ca legea să fie respectată în țara noastră. Concluzia în ceea ce privește activitatea Procuraturii Generale este că am avut de-a face cu o reacție lentă, ezitantă din partea conducerii instituției. Aveam așa o senzație de parcă erau în așteptarea primirii unor indicații. Cum să facă, ce să facă și așa mai departe. Iar faptul că după atâta timp singura acțiune notabilă a Procuraturii în ceea ce privește anchetarea vinovaților este cererea de ridicare a imunității judecătorului de la Căușeni, mi se pare de neacceptat. Chiar și această acțiune s-a făcut mai degrabă la presiunea opiniei publice și după sesizarea transmisă de către Ministrul Justiției. Am cer scuze, au mai fost două acțiuni importante în acest caz, întreprinse de Procuratura Generală, audierea domnului Streleț, solicitarea ca să iau de domnul Tkăciuc și umila mea persoană. Deci avem, mă scuzați, aici ai scris doar de o acțiune, dar ele sunt mai multe, trei cel puțin la număr. Un alt exemplu, care nu are legătură cu atacul la acțiunile băncilor, dar e relevant pentru modul în care acționează conducerea Procuraturii, este solicitarea adresată Ministerului Afacerilor Interne de către Procuratura Generală, în care se cere transmiterea de la MAI la Procuratură a mai multor dosare. Dosare care au la bază aspectul economic. Și în cadrul acestor dosare sau în aceste dosare se găsește și dosarul care vizează metal feros, și dosarul care vizează franzeluța și multe alte cazuri care au fost mediatizate. Și aici aș vrea să trag atenția asupra faptului că este vorba de dosare care nu sunt încă finalizate, care sunt în lucru. Mă întreb și acum ce interes avea Procuratura să solicite cu insistență aceste dosare în faza de acumulare de probe, lucru care ar fi însemnat, practic, întreruperea cercetărilor. Cine avea nevoie de datele operative în acest dosar? În aceste dosare? De fapt, pentru cine lucrează acum Procuratura? Este o întrebare, stimați colegi, la care trebuie să dăm răspuns. În Constituția Republicii Moldova, și anume articolul 124, scrie foarte clar: Procuratura reprezintă interesele generale ale societății și apără ordine de drept, precum și drepturile și libertățile cetățenilor. Așadar, Procuratura trebuie să lucreze pentru toți cetățenii Republicii Moldova, nu doar pentru un singur cetățean. Chiar dacă Procurorul General a fost numit de un partid politic. Numirea politică, stimați deputați, nu trebuie să fie un paravan pentru aceasta. Nu trebuie să fie un paravan în spatele căruia să se ascundă și să se execute indicațiile cuiva.
Închei concluziile referitoare la Procuratura Generală cu o precizare importantă. Atunci când vorbesc de activitatea defectuoasă a Procuraturii, mă refer strict la conducerea acestei instituții, nu la procurorii de rând, care în majoritate își fac datoria așa cum pot, în cadrul care li se oferă, și sunt sigur că și-o fac cu profesionalism și dăruire. În ceea ce privește activitatea CCIC, o altă instituție implicată activ în gestionarea acestui caz, pot să vă spun că și-au făcut datoria. Chiar dacă la început ezitant, dar ne-a sprijinit eficient în demersul nostru de a stopa aceste fără de lege. Aș vrea să fac o scurtă referire la ceea ce s-a întâmplat în cadrul activității Băncii Naționale a Moldovei. Și am auzit foarte multe reproșuri parcursul timpului despre separarea puterii în stat, despre autonomia anumitor instituții. Această separare și această autonomie, stimați colegi, trebuie să fie privită nu prin iresponsabilizarea instituțiilor, dar prin autonomie în luarea deciziilor, care trebuie să vină, dacă doriți, într-o acțiune mare, comună, în rezolvarea problemelor care sunt în societate. Și pentru cei care au anticipat de multe ori anumite situații, vreau să vă aduc aminte că Banca Națională, având o autonomie foarte largă, totodată este instituția statului Republica Moldova, care are nu doar drepturi și autonomie, dar are și responsabilități. Iar Guvernul Republicii Moldova este fondator a Băncii Naționale și responsabil de ceea ce se întâmplă în Republica Moldova, așa cum prevede Constituția, de tot ce ține de politica internă și externă. De aceea, vis-a-vis de activitatea băncii, trebuie să recunoaștem că această instituție a fost prinsă pe picior greșit. Asta înseamnă că nu s-a venit în anticipare prin propuneri la modificarea legislației, dar dacă este să privim modul în care a activat în toată această perioadă, a fost parte în proces și a acționat prompt, doar că avem necesar ca în viitor această instituție să fie fortificată. Și aici trebuie să menționez că până în prezent nu avem aleși toți viceguvernatorii la Banca Națională. Și mai mult decât atât, prin angajarea răspunderei de către guvern, ajustarea cadrului legal al Republicii Moldova urmează a fi continuat, în așa măsură încât, dincolo de responsabilizare, să oferim instituțiilor și instrumente suficiente pentru a face față oricăror provocări. O problemă aparte în această situație ține de activitatea executorilor judecătorești. În dorința de a promova cât mai rapid reforma, recunosc că aici s-a greșit. Și eu cred că este absolut omenește ca să și mai greșim. Dar totodată este omenește că aceste greșeli, odată fiind recunoscute, să acționeze în consecință. În consecință am și acționat. La ora actuală există posibilitatea de a interveni asupra modului în care este administrată această instituție a executorilor judecătorești, care să nu le ofere posibilitatea să depășească atribuțiile și acel cadru legal care le oferă acum să facă business, dar nu să respecte legea, să fie unul îndeplinit. Stimați deputați, aceasta este doar o prezentare pe scurt a ce s-a întâmplat în cazul atacurilor la bănci, pentru că am spus prin prisma naivului, vorbesc și de celelalte, a modului în care au acționat unele instituții ale statului. Deseori, lipsa de acțiune a unor instituții este motivată prin legislația imperfectă, dar acest caz, foarte meticulos planificat, demonstrează că astfel de acțiuni au avut loc cu sprijinul unor oameni din interiorul instituțiilor. Rămâne însă ca organele de anchetă să stabilească dacă a fost vorba de incompetență, de complicitate sau de corupție. Și aici vreau o mică abatere și vreau să vă spun că eu nu cred în faptul, așa cum se încearcă să se implementeze în societate, că tot acest atac care a avut loc a fost administrat de o singură persoană. Nu este posibil. Acest lucru poate avea început, parcurs, dar în unele cazuri și finalitate, doar atunci când instituțiile statului sunt implicate în asemenea fără de lege. Și lucrurilor trebuie să le spunem pe nume.